Salut, bucătărași! Astăzi o să-ți pregătesc o ciorbă foarte dragă mie, și anume ciorbă rădăuțeană. Aceasta se servește fierbinte, alături de un ardei iute și este extraordinară în vremuri friguroase. Ai nevoie de o jumătate de pui, o bucată de rădăcină de pătrunjel, o jumătate de țelină, două bucăți de pastârnac, 5 morcovi, o ceapă, 4-5 căței de usturoi, 4 gălbenușuri de ou, 200 de ml de smântână grasă și alți 200 de ml de smântână de gătit din lapte de vacă, oțet după gust, o jumătate de legătură de pătrunjel proaspăt, cam 100 de ml de ulei și sare după gust. Eu am avut norocul să găsesc un pui de țară. Acesta va face ciorba mult mai gustoasă. Dar trebuie să ții cont că, spre deosebire de cel din comerț, fierbe mult mai greu. Pune puiul la fiert în apă rece, la foc mic. În momentul în care se formează spuma, ia-o cu ajutorul unei spumiere. Taie țelina în rondele mari, ceapa în două, iar bucățile de pastârnac, 3 morcovi și rădăcina de pătrunjel pe lungime și pune-le la fiert în momentul în care puiul a fiert cam 3 sferturi. Odată fierte și puiul și legumele, oprește focul, scoate-le și lasă-le separat la răcit. Îndepărtează ceapa, iar bucățile de pastârnac, cei 3 morcovi și rădăcina de pătrunjel, taie-le cubulețe mici. Atunci când s-a răcit carnea, taie-o și pe aceasta mărunt. Amestecă ambele tipuri de smântână și bate-le bine cu ajutorul unui tel, împreună cu gălbenușurile de ou. Zdrobește usturoiul și adaugă-l și pe acesta în compoziție, împreună cu sare după gust. Ia zeamă fierbinte din oală și incorporează treptat cât un polonic peste smântână, amestecând constant. Trebuie să aduci smântâna cu gălbenușurile încet, încet la temperatura ciorbei. Adaugă oțetul în oală și peste acesta pune compoziția din smântână, gălbenușuri, usturoi și sare, amestecând bine. La ciorba rădăuțeană clasică, legumele nu se pun înapoi în zeamă. Însă, tu poți să le întrebuințezi cum vrei. Fie că faci o supă cremă, fie că faci un piure pentru cel mic. Eu, dacă tot le-am fiert și le-am tăiat, le voi folosi, pentru că nu au de ce să strice. Din contră, vor da un gust mult mai bun. Mai departe, încălzește puțin ciorba la foc mic, fără a atinge punctul de fiertere, căci altfel se va separa. Dă pe răzătoare cei 2 morcovi rămași și călește-i bine într-o tigaie în ulei încins. Strecoară uleiul și pune-l în ciorbă pentru a-i da o față. Potrivește de sare, dacă mai este cazul, și servește cu pătrunjel tocat, ardei iute sau extra oțet și smântână. Sper că ciorba rădăuțeană a fost pe gustul tău. Dacă ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să ți le pregătesc, lasă-mi comentariile tale mai jos. Pa, bucătărași! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.